Primii brazi pentru Crăciunul de anul acesta au apărut deja pe piață. Chiar dacă mai sunt mai bine de 2 săptămâni până la sărbătorile de iarnă, comercianții le oferă giurgiuvenilor mai mulți brazi de import decât românești. Prețurile nu sunt tocmai pentru buzunarele oricărui om de rând. Pentru un pom de iarnă din import, cei interesați vor fi nevoiți să scoată din buzunare între 100 și 400 de lei, iar pentru cei românești între 60 și 120 de lei. Majoritatea giurgiuvenilor spun însă că aleg bradul artificial în detrimentul celui natural, pentru că este mai ieftin și îl pot folosi mai mulți ani la rând. Vă veți cumpăra brad de Crăciun? Nu. De ce? Pentru că sunt foarte scumpi și bugetul nu ne permite. Nici într-un caz. Sunt foarte scumpi și, în primul rând, sunt foarte puțini, pentru că în alți ani veneau foarte mulți. Și mai ți alegeai, mai găseai la un preț acceptabil. Acum nu, acum 1,5 milion, 2 milioane, 3 milioane vechi. Nu, doișoară, avem din plastic și îl folosim pe acela. E cam scumpi, pensiile sunt așa cum le știți și dumneavoastră și cam atât. Nu, nu. De ce? Sunt pensionară și pensia e mică. Am unul de anul trecut, sau de 2 ani, nu știu, ăsta artificial. Dar prețul la brazii noi cum vi se par? Păi nu m-am uitat să vă spun exact, dar cred că sunt scumpi. Cei care nu au bani, dar își doresc să aibă în case miros de brad de sărbători, există întotdeauna varianta crenguțelor, care se vând cu doar câteva zeci de lei. Chiar și așa, comercianții recunosc că nu prea au clienți și spun că prețurile vor scădea abia în ajunul Crăciunului.